Desigur, în domeniul energetic, pentru electricitate, gaze naturale, beneficiem și de posibilitatea de a stoca aceste gaze în România. Am primit și ajutor în formă de pecură, combustibil, lemne de foc, într-o perioadă în care toți cetățenii noștri văd clar că bombardamentele rusești asupra Ucrainei aduc întuneric, frig și disperare în casele ucrainenilor, dar și în întreaga regiune, și cetățenii noștri au fost și ei afectați de aceste acțiuni agresive ai Federației Ruse. Am discutat cu domnul ministru cum războiul brutal al Federației Ruse din Ucraina a provocat schimbări majore în țara noastră și acest lucru, evident, a afectat și securitatea noastră. Însă, astăzi am constatat din nou, împreună cu Bogdan, că suntem uniți între România și Republica Moldova în condamnarea acestui război. Suntem uniți în dorința și efortul nostru de a păstra pacea pe teritoriul nostru. Suntem uniți în protejarea și efortul nostru de a proteja cetățenii acestei țări de efectele adverse ale acestui război. Suntem uniți în lucru nostru comun pentru a duce țara noastră în Uniunea Europeană. Și aici vreau să amintesc cu apreciere declarațiile președintelui Klaus Iohannis, care a spus alături de doamna președintă Maia Sandu, cu subiect și predicat, că România este cea mai apropiată de Republica Moldova și nu vă abandonăm, indiferent în care scenariu vom ajunge cu toții prin acest nefericit război dus de Rusia împotriva Ucrainei. În acest context vreau să amintesc și am discutat și astăzi participarea Republicii Moldova la ministeriala NATO de la București acum aproximativ 2 săptămâni. Acest eveniment internațional este un succes diplomatic al României, al diplomației românești, al domnului ministru Bogdan Aurescu, atât în plan bilateral cu România, cât și în interacțiunea noastră cu Uniunea Europeană sau alte țări partenere, cum este SUA sau Marea Britanie sau Canada, țara noastră este determinată să-și consolideze sectorul de securitate și apărare. Suntem interesați să fortificăm reziliența noastră, inclusiv cu ajutorul României. Cu toate provocările hibride cu care ne confruntăm, avem nevoie de toată solidaritatea prietenilor noștri din vest, pentru a ne apăra democrația și libertatea noastră. Apreciem rolul României, care alături de Germania și Franța a cofondat platforma de sprijin pentru Republica Moldova, în cadrul căreia partenerii noștri de dezvoltare din toată lumea ne-au oferit sprijin. La conferințele de la Berlin, București și Paris am obținut importante angajamente de sprijin a Republicii Moldova. În plan economic și comercial, România este principalul nostru partener, este destinația numărul 1 pentru exportatorii noștri, fiind piața care acoperă aproape o treime din exporturile noastre, pe parcursul acestui an am avut niște cifre record de comerț reciproc care depășesc 3 miliarde de euro. Doamnelor și domnilor, 90 de ani în urmă, în perioada interbelică, Prutul era traversat de 25 de poduri. Astăzi avem doar 9. Lucrăm împreună la deschiderea cât mai rapidă a punctului de pontoane și a punctului de trecere a frontierei Leova-Bumbăta. De asemenea, am vorbit despre avansarea pe subiectul inițierii construcției podului rutier Ungheni-Ungheni, a liniei electrice Bălți-Suceava și a liniei Vulcănești-Chișinău, care ne-ar permite să ancorăm Republica Moldova mai bine în spațiul de infrastructură și spațiul energetic comun european. Am discutat și de cooperarea trilaterală între Republica Moldova, România și Ucraina. Știți bine că în luna septembrie am avut o reuniune la Odessa împreună cu colegii noștri, ministrii energiei și ministrii de externe din aceste trei țări. Aș vrea să închei prin a spune că în aceste zile, în acest an, ne aflăm la un adevărat moment de cotitură pentru viitorul nostru și aș vrea ca, la fel cum la ultima noastră reuniune la Bruxelles, Republica Moldova și România au stat împreună la masa europeană de la reuniunea ministrilor afacerilor externe din cadrul Uniunii Europene și sper că această vecinătate de la reuniunile de la Bruxelles să fie cât mai curând una permanentă și, evident, lucrăm împreună cu prietenii noștri din România pentru a asigura și a accelera parcursul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Și aici aș vrea să subliniez și dedicația personală a ministrului Bogdan Aurescu pentru Republica Moldova, pentru parcursul nostru european și pentru transformarea europeană a țării noastre.
În plus, am discutat și niște proiecte de sprijin foarte concret pe linia Ministerilor de Externe. A avut loc și un curs de instruire pentru diplomații noștri organizat de Institutul Diplomatic Român și am convenit că și în anul următor Institutul Diplomatic Român va organiza mai multe cursuri de instruire care vor pregăti diplomații și oficialii din Republica Moldova responsabili de aderarea la Uniunea Europeană. Și aici voi încheia prin a mulțumi, ați mulțumi, dragă Bogdan, pentru aportul personal al României și a fiecărui cetățean al României, pentru sprijinul oferit nouă pe calea reformelor, a consolidării rezilienței și pentru a consolida drumul nostru irreversibil de aderare la Uniunea Europeană alături de România. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, dragă Nicu, pentru invitația de a fi astăzi la Chișinău. Ca de obicei, la Chișinău mă simt acasă și vreau să vă urez deja tuturor sărbători cu bine. Nu a fost un an ușor, niciodată. A fost, așa cum spuneam mai devreme în discuțiile noastre, poate cel mai greu an din toată cariera noastră diplomatică, cel mai greu an de la începutul anilor 90 și până în prezent, cu primul război, după al doilea război mondial și după războiul rece care se desfășoară în Europa. A fost un an cu extrem de multe provocări, dar am trecut cu bine peste acest an, grație cooperării noastre intensificate, grație coordonării noastre continue, pentru că, într-adevăr, am fost permanent în contact, am fost permanent în legătură și personal și telefonic și prin mesaje și în foarte multe reuniuni internaționale la care am participat. Și nu numai noi, președinții noștri, primii noștri miniștri, de asemenea, colegii noștri, miniștrii de resort, miniștrii energiei, miniștrii din alte domenii importante, care au lucrat foarte bine împreună. Și, într-adevăr, ședința comună de guvern, întâlnirile care au avut loc pe tot parcursul acestui an, Comisia de Integrare Europeană, Comisia de Integrare Europeană la nivelul parlamentelor, toate aceste întâlniri au avut o frecvență și o intensitate foarte bună pe fond. Și nu pot decât să spun că, dincolo de faptul că fiecare ambasador al României, acolo unde se află, este și un ambasador al Republicii Moldova, dar pot să spun că, așa cum îi ziceam doamnei președinte Sandu la București în luna iulie și cum îi spuneam și astăzi doamnei prim-ministru Gavrilița, Republica Moldova are șansa de a fi singurul stat din lume care are și doi miniștri de externe. În același timp, pentru că nu există reuniune, întâlnire sau contact diplomatic pe care să-l am fără să nu menționez Republica Moldova și necesitatea apărării intereselor cetățenilor Republicii Moldova. Am avut astăzi o discuție foarte substanțială și am avut, de altfel, discuții foarte bune și cu doamna președintă Maia Sandu, cu doamna prim-ministru Gavrilița și cu domnul președinte al Parlamentului, domnul Grosu, și am discutat împreună despre foarte multele dosare și proiecte de cooperare pe care le avem împreună. Avem o cooperare extrem de dinamică la nivel sectorial, dar avem în același timp o discuție foarte aprofundată și astăzi am discutat într-adevăr în substanță, în profunzime, despre cum să contracarăm cât mai bine impactul negativ al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care, din păcate, se răsfrânge și asupra Republicii Moldova. Pentru că Republica Moldova este statul vecin Ucrainei, care este cel mai expus și cel mai afectat de efectele acestei agresiuni absurde. Chișinău resimte consecințele indirecte ale războiului, provocări directe legate, de exemplu, de reducerea nejustificată de către Gazprom, deci de către Federația Rusă a volumelor de gaz care sunt contractate. De asemenea, bombardamentele din Ucraina au afectat importul de energie electrică a Republicii Moldova din această țară și atunci România a intervenit prompt. România a luat măsuri imediat pentru a crea cadrul necesar pentru acordarea de sprijin solid, de sprijin indispensabil, firesc, având în vedere relațiile noastre de parteneriat strategic, parteneriatul nostru strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, dar și având în vedere comunitatea de limbă, de cultură și de istorie care ne leagă. Și repet și eu ceea ce președintele României a spus și Nicu a citat mai devreme.
România va fi permanent alături de Republica Moldova atunci când va fi nevoie. Vom găsi soluțiile necesare pentru a face față tuturor provocărilor cu care se confruntă în acest moment sau în viitor Republica Moldova. Acesta este rostul vizitei mele de astăzi aici, de aceea am vrut să închid anul diplomatic cu această vizită la Chișinău, pentru a spune încă o dată că România este alături, mereu, de Republica Moldova și de cetățenii săi. La începutul acestei toamne, în luna, de fapt la jumătatea lunii octombrie, România a intervenit prompt pentru a acorda până la între 80-90% din necesarul de energie electrică pentru Republica Moldova. Am continuat cu sprijinul pentru bugetul Republicii Moldova prin transferul a 10 milioane de euro din asistența noastră pentru dezvoltare, un sprijin care a fost asumat în cadrul platformei de sprijin pentru Republica Moldova. La 24 noiembrie, din fondurile tot de asistență pentru dezvoltare ale Ministerului Afacerilor Externe al României, am transferat un nou sprijin bugetar direct de 340.000 de euro, tot în contextul crizei energetice cu care se confruntă Republica Moldova. Și vreau să menționez aici că am discutat astăzi și vom sprijini organizarea de către Republica Moldova a celei de-a patra conferințe ministeriale a platformei de sprijin pentru Republica Moldova, așa cum vom sprijini și organizarea reuniunii Comunității Politice Europene pe care Republica Moldova o va găzdui anul viitor. Asigurarea securității energetice a Republicii Moldova necesită măsuri nu doar imediate, nu doar prompte de sprijin, așa cum a făcut-o România, dar necesită și extindere pe termen mediu și lung a rețelelor de interconectare dintre noi. Și am discutat astăzi despre importanța finalizării la timp, fără întârziere, a liniei de conectare Isaccea-Vulcănești-Chișinău. Am discutat despre importanța conectării prin linia Suceava-Bălți, am discutat despre alte linii de interconectare, Iași-Strășeni, Smurdan-Vulcănești și altele pe care le avem în plan și cu privire la care trebuie să lucrăm în perioada următoare. Am de asemenea vorbit despre continuarea reuniunilor trilaterale România-Republica-Moldova-Ucraina, pe care am inițiat-o în septembrie prin întâlnirea de la Odessa, la care, după cum spunea domnul ministru, au participat și miniștrii energiei și companiile de resort în domeniu și am convenit ca, împreună cu colegul nostru ucrainian, domnul Kuleba, să mai avem o astfel de întâlnire la începutul anului viitor, la care să aducem nu doar miniștrii energiei și companiile de resort în acest domeniu, dar și miniștrii responsabili de interconectările de infrastructură, pentru că aceasta este o altă importantă sarcină pe care o avem în fața noastră. Vom continua să ne implicăm activ la nivel european și internațional pentru mobilizarea de asistență pentru Republica Moldova, iar platforma de sprijin pentru Republica Moldova este poate cel mai important proiect pe care l-am creat în acest an, împreună cu colegii mei, miniștrii de externe din Germania și din Franța. Am avut 3 reuniuni până în acest moment, cu rezultate foarte bune, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al mobilizării atenției comunității internaționale asupra necesităților Republicii Moldova, respectiv în ceea ce privește mobilizarea de sprijin eficient, sprijin efectiv, pentru efortul de reformă în vederea aderării la Uniunea Europeană prin grupurile de lucru care au fost create în cadrul acestei platforme. De asemenea, am discutat, după cum a amintit deja colegul meu, despre implementarea acordului privind asistența financiară nerambursabilă de 100 de milioane de euro și pot să vă informez că deja au fost omologate proiecte în valoare de peste 25 de milioane de euro. Este vorba despre proiecte cu impact concret în ceea ce privește programul Statul European pentru a asigura accesul mai ușor la servicii de apă și canalizare pentru aproape 100.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Este vorba despre proiecte care se referă la dotarea de instituții de învățământ școlar, învățământ secundar, deci școli cu laboratoare pentru studii de chimie, fizică și biologie. De asemenea, e vorba iarăși despre sute de microbuze și autobuze școlare. Foarte important este și faptul că Republica Moldova în relația cu România și-a dezvoltat foarte mult relațiile comerciale.
România este acum primul partener comercial al Republicii Moldova. La finalul acestui an vom avea o cifră record de 3,5 miliarde de dolari schimburi între țările noastre, ceea ce este într-adevăr o performanță deosebită, mai ales având în vedere contextul economic complicat, atât după pandemie, cât și cel generat de războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Este o creștere cu 46% față de anul trecut. De altfel, am abordat și modalități de a eficientiza pe mai departe cooperarea noastră economică. Vom avea Comisia Mixtă Economică în luna februarie. De asemenea, am discutat despre importanța creșterii investițiilor românești în Republica Moldova și, de asemenea, despre importanța unui dialog substanțial cu investitorii români în Republica Moldova. Am vorbit despre măsurile pe care le-am luat deja în ceea ce privește fluidizarea trecerii frontierei. Am discutat despre podurile dintre țările noastre, cele pe care le avem în lucru. Am trecut în revistă, practic, în cadrul întâlnirilor de astăzi, stadiul fiecărui proiect în parte. Pe agenda europeană am discutat cum să facem împreună să avansăm parcursul european al Republicii Moldova. Anul care vine va fi un an hotărător pentru avansul acestui parcurs european în direcția deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Iar această performanță a Republicii Moldova, pe care nu am niciun fel de îndoială că o vom putea sprijini, va fi extrem de importantă pentru punerea în aplicare a recomandărilor Comisiei Europene din opinia din 17 iunie, prin care s-a propus acordarea statutului de candidat. Și mă bucur că eforturile președintelui României, domnul Klaus Iohannis, ale diplomației române, au putut să ducă în cele din urmă la obținerea acestui rezultat excepțional pentru Republica Moldova, acordarea statutului de candidat la Uniunea Europeană. Și de aceea am vorbit împreună și despre alte măsuri care să ducă la o mai bună integrare a Republicii Moldova în piața internă a Uniunii Europene. Am discutat despre interconectarea de roaming între Republica Moldova și Uniunea Europeană, un proiect foarte important pentru cetățenii Republicii Moldova. Am discutat despre rezultatele reuniunii Parteneriatului Estic, la care împreună am participat la Bruxelles pe 12 decembrie și care a reprezentat într-adevăr un reper important. Este un proiect pe care România l-a stimulat împreună cu Cehia, Polonia și Suedia, și anume acela de a revitaliza Parteneriatul Estic pentru a-l adapta la noul context geopolitic de după declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și mai ales pentru a-l putea folosi și pentru sprijinirea procesului de aderare a Ucrainei și respectiv Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Va exista în perioada următoare și o reuniune a Consiliului Afaceri Externe, vom mai discuta despre acest lucru, unde Republica Moldova se va afla ca punct special pe agendă. România, eu am cerut acest lucru la reuniunea anterioară a Consiliului Afaceri Externe și va fi iarăși un moment important pentru ca Republica Moldova să își prezinte prioritățile și să obțină sprijinul necesar. Domnul ministru a vorbit și despre programele de formare profesională. Într-adevăr, în octombrie am avut un prim program pilot de formare pentru funcționari și diplomați din Republica Moldova care vor fi implicați în procesul de aderare la Uniunea Europeană și am alocat deja pentru bugetul anului viitor o sumă consistentă pentru a face o serie întreagă de cursuri de formare dedicate, specializate pe domenii anumite, particulare, legate de procesul de aderare la Uniunea Europeană. De asemenea, tot din banii pentru asistență pentru dezvoltare, din bugetul nostru al Ministerului Afacerilor Externe, am demarat un program de pregătire a magistraților din Republica Moldova, care este gestionat, dezvoltat de Institutul Național al Magistraturii din România. Vreau să închei prin a-mi exprima convingerea că această perioadă complexă în care ne aflăm va contribui la identificarea totuși de soluții, pentru că fiecare problemă aduce cu ea și oportunități. Iar oportunitățile din fața Republicii Moldova se referă în principal la parcursul european al Republicii Moldova. Asta înseamnă că Republica Moldova, cetățenii săi, vor putea să fie mai aproape de prosperitate, mai aproape de securitate, mai aproape de valorile europene pe care și noi, România, și Republica Moldova le împărtășim.
și veți avea în continuare în România același sprijin puternic, același efort dedicat pentru ca toate provocările prin care treceți să fie trecute cu succes. Mulțumesc din nou, dragă Nicu, pentru această oportunitate și aștept cu plăcere să lucrăm la fel de intens, poate și mai intens, anul viitor. Mulțumim ministrilor de externe pentru declarațiile de presă făcute. Acum avem timp pentru câteva întrebări. Oxana Bodnar, Publica TV, vă rog. Este către dumneavoastră. Șeful Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a declarat că deține informații că Rusia ar pregăti o nouă ofensivă în direcția Republicii Moldova. Vreau să întreb dacă România are aceste date, ce evoluții estimează în domeniul securității în următoarea perioadă și cum România poate colabora sau chiar ajuta Republica Moldova în domeniul apărării. Da, nu am văzut această declarație despre care vorbiți, dar ceea ce pot să vă spun că este că, dincolo de faptul că nu speculez asupra unor situații ipotetice niciodată, ceea ce pot să văd în momentul de față în situația din teatrul de operațiuni în Ucraina este că războiul pe care Rusia îl duce împotriva statului vecin este unul care nu are succes. Vedem Rusia în ofensivă, vedem Ucraina într-o poziție destul de bună în teatrul de operațiuni. Prin urmare, nu cred în astfel de construcții care să pună în pericol în acest moment Republica Moldova. Și dacă va fi nevoie, sigur, noi vom discuta despre măsurile care trebuie să fie luate, dar nu vreau să speculez mai mult despre o situație ipotetică și despre o declarație pe care nu am văzut-o, mărturisesc. Riscuri reale pentru securitatea Republicii Moldova? Nu estimăm în acest moment și nu am informații cu privire la riscuri împotriva Republicii Moldova de acest gen. Mulțumim. Următoarea întrebare din partea colegilor de la Radio Europa Liberă. Cristina Popușoi, vă rog. Bună seara, întrebarea mea este domnul ministru Aurescu, dacă e în regulă. Ca țară membra a Uniunii Europene, cât de mult a urmărit România reformele pe care le-a făcut guvernul de la Chișinău în ultima jumătate de an, de când, iată, Republica Moldova a primit acest statut de țară candidată la aderare, în special reformele în domeniul justiției și combaterii corupției? Noi am urmărit permanent aceste reforme și am apreciat în mod deosebit eforturile pe care guvernul de la Chișinău, președintele Republicii Moldova, Parlamentul le fac. Repet, obținerea statului de candidat la aderarea la Uniunea Europeană a fost un rezultat excepțional. El este rezultatul, pe de-o parte, al meritelor pe care Republica Moldova le are. Este, în primul rând, un rezultat al acțiunii pro-europene, pro-reformă a Republicii Moldova. În același timp, cu siguranță pot să vă spun că am depus eforturi deosebite pentru a sprijini obținerea unui astfel de rezultat. Un astfel de rezultat nu ar fi fost posibil dacă, la rândul său, Comisia Europeană nu ar fi apreciat eforturile pe care Republica Moldova le-a făcut. Opinia Comisiei Europene din 17 iunie fixează un număr de recomandări sau de benchmark-uri, de repere. Sunt 9 recomandări care trebuie să fie îndeplinite. Anul viitor, la sfârșitul anului, va exista un raport cuprinzător al Comisiei Europene cu privire la stadiul îndeplinirii acestor recomandări. Undeva în primăvară, probabil că vom avea un raport intermediar, o evaluare de etapă, pe care, de asemenea, Comisia Europeană o va pregăti și este și cazul Republicii Moldova, cât și al Ucrainei. Prin urmare, în fața noastră, în fața Republicii Moldova, se află un drum care va fi extrem de determinat, dar în același timp foarte serios, foarte substanțial, pentru îndeplinirea tuturor acestor recomandări. Așa încât, anul viitor, sperăm la sfârșitul anului viitor, raportul pe care Comisia Europeană îl va prezenta, să concluzioneze că cele 9 recomandări sunt îndeplinite sau sunt în cea mai mare parte îndeplinite. Mulțumim frumos. Urmează TV Moldova. Colega Daniela Focșa, vă rog. Bună seara. Domnule ministru Popescu a spus că s-a discutat despre eforturile comune de a păstra pace și de a proteja cetățenii Republicii Moldova. Să ne spuneți mai exact, vă rog, domnilor ministri, ce însemna aceasta? Ce acțiuni presupune? Aceste acțiuni au fost în mare parte enumerate. Este vorba, evident, și de pacea socială și de pacea economică, dar și pacea în cel mai direct sens al cuvântului. Ambii l-am citat și pe domnul președinte Klaus Iohannis.
Am spus-o din nou și eu mai repet în decursul ultimelor săptămâni, inclusiv datorită, în mare parte, în proporție de 90% datorită sprijinului României, am avut lumini în absolut fiecare casă din țara noastră în acele momente și știți bine cu acele mari deconectări de la energie cauzate de bombardamentele rusești că absolut fiecare familie din țara noastră a fost afectată și iată pe întreg spectru de subiecte, economic, financiar, energetic, politic, sociopolitic, dar și în planul cooperării în domeniul securității, România ne ajută să menținem calmul pe teritoriul nostru, ne ajută să menținem pacea și ne ajută să accelerăm parcursul nostru de aderare la Uniunea Europeană, prin care vom fi în stare în continuare să menținem pacea, prosperitatea, libertatea cetățenilor noștri. Domnul ministru Aurescu, dumneavoastră o să comentați întrebarea aceasta? Cred că domnul ministru Popescu a răspuns absolut exhaustiv. Domnilor și domnilor, vă mulțumim foarte mult, domnilor ministri, pentru răspunsurile la întrebările jurnaliștilor din Republica Moldova. Acestea fiind spuse, conferința de presă cu prilejul vizitei la Chișinău a șefului diplomației române Bogdan Aurescu se declară închisă. Vă mulțumim!